Propunerea legislativă care modifică legea administrației publice locale, inițiată de 30 de parlamentari PNL, PMP și ALDE, prevede că aleșii locali răspund exclusiv după caz contravențional civil sau penal pentru documentele emise sau adoptate dacă nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituției, precum și semnăturile funcționarilor publici cu atribuții în domeniul actului emis. În plus, inițiatorii actului normativ au mai prevăzut că de acum înainte vor răspunde exclusiv pentru documentele pe care le semnează atât secretarii unităților administrativ-teritoriale, dar și personalul de specialitate al primăriei, respectiv al Consiliului Județean. Astfel, alesul local va putea fi tras la răspundere doar dacă semnează acte care nu au primit astfel de avize. Prin această propunere și prin amendamentele aduse, s-a clarificat, cred că pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care interpretează legile, că semnătura primarului este o semnătură de autenticitate a documentului emis și nu o semnătură de legalitate sau de specialitate în ceea ce privește, știu eu, urbanismul și alte domenii care țin de un act administrativ emis într-o administrație publică locală. Alesul local doar în situația în care semnează un act administrativ fără semnăturile din spatele care trebuie să stea până la semnătura primarului, atunci primarul sau președintele Consiliului Județean răspunde de acel document și din punct de vedere al legalității acelui document. Deși suntem de părere că este nevoie ca fiecare funcționar public să răspundă pentru actele pe care le semnează, credem că și primarul trebuie să răspundă la fel. Nu există nicio variantă de exonerare totală a primarului de semnătură. Este foarte adevărat că se așează lucrurile pe făgașul lor, în sensul că fiecare răspunde pentru ceea ce semnează. Dar nicăieri în cuprinsul actului, și nu există nicio interpretare care să corespundă actului, nu putem trage concluzia că primarul nu ar răspunde. Două lucruri sunt importante din acest proiect, din punctul nostru de vedere. În primul rând, faptul că se scrie expressis verbis că pentru oportunitatea adoptării sau emiterii actului administrativ, oportunitatea nu poate face obiectul unui control din partea altor autorități. Și acest lucru este important pentru că știm din experiență, din experiența autorităților locale, că diverse instituții, autorități ale statului, că e Curtea de Conturi sau altele, au verificat în anumite împrejurări și oportunitatea emiterii sau adoptării acestor acte, ceea ce este profund incorrect. În al doilea rând, această, totuși, clarificare a răspunderii celor care semnează un act administrativ, pentru că este evident că nu poate fi numai primarul, așa cum s-a făcut în practică și în controlele exercitate, numai primarul sau președintele Consiliului Județean să răspundă pentru o autorizație de funcționare sau autorizație de construcție sau un act contabil și alte astfel de acte ale autorităților locale. Prin această reglementare se pun lucrurile în ordine, se partajează responsabilitatea, astfel încât se respectă ierarhia mersului actelor într-o instituție, într-o primărie, într-un Consiliu Județean. Practic, semnează șef de departamente mai întâi, semnează secretarul și ultimul primarul și de obicei cel care răspundea era cel care semna ultimul, de multe ori mai puțin informat. În cele din urmă, proiectul de lege a fost adoptat de senatori cu 97 de voturi pentru și 8 voturi împotrivă. Actul normativ a fost adoptat și de Camera Deputaților, iar în continuare va merge spre promulgare la președinție.